Uitați-vă puțin la vremea de afară, e groaznică. Bun, deci înainte ca acest episod să înceapă, vreau să vă spun că voi fi prezent la SciKids Festivalul Științei pe 15 și 16 octombrie la Mall Promenada, alături de mulți youtuberi precum Orange Blue, Regend MMM, Denis Vural, Mariposa, Victor Muz, Cezar, Cristi și Profesorul Trăsnit. Festivalul Științei este cel mai mare festival din România, unde sunt prezentate diferite chestii de la tehnologie, la DIY, la robotică. Intrarea este liberă și mă puteți găsi pe mine și pe ceilalți youtuberi sâmbătă și duminică de la ora 12 până la ora 8 seara. Sunt youtuber și susțin știința. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou Q&A. Am răcit, din câte puteți observa. Deci în video ăsta o să fiu puțin mai antipatic și mai puțin energic și mai înfundat. Am primit zeci de întrebări referitoare la ce părere am eu despre scandalul făcut la Digi24 și despre ce s-a zis despre vloggeri. Ei s-au documentat foarte superficial despre noi. De exemplu, a zis despre Ilies Vlogs că e vloggerul cu cactusul, videoul ăla fiind cel mai popular de pe canalul său. Despre Rafael că e regele Minecraftului, care e cel mai popular video al său cu Minecraft. Iar despre Shelly că s-a filmat cu iubita sa și videoul cu Magda e cel mai popular de pe canalul lui Shelly. Foarte interesant cum a spus, cum o chema Ioana, așa o chema, a zis că l-a urmărit pe Ilie toată ziua. Păi dacă îl urmăreai pe Ilie toată ziua, nu ziceai despre el că are 16 ani și că e vloggerul cu un cactus. O chestie foarte amuzantă mi s-a părut cum a zis reporterița, căci că erau vreo 400 de oameni, copii. Pe bune erau 400 de oameni, nu copii, jalnic. Și efectiv cât de idiot să fii să clasifici toată comunitatea de vloggeri, câți oameni sunt, câți abonați au și să zici că ei fac nimic. Deci tu vrei să-mi spui mie că Mikey H a ajuns la 1 milion de abonați făcând nimic, că Ilies Vlogs a ajuns la 800.000 de abonați lingând un cactus și că Rafael a ajuns la 700.000 de abonați că se joacă Minecraft? Nu! Spre exemplu, Rafael are peste 2000 de videoclipuri pe canal. 2000 de videoclipuri. Iar voi, reporterii, ați stat 5 minute să vă pregătiți să ziceți toate chestiile astea, când vloggerii au sute de ore muncite în videoclipuri și tu spui, da, ăia, fac nimicuri. Iar tu vii și spui, ăștia, cum le zicem, vloggerii, așa, nu fac nimic, noi suntem adevărați, noi vorbim despre politicieni, despre oameni adevărați care nu ne fură țara, care... Doamne. Și efectiv se vedea pe ei cum tratau subiectul ăsta de vlogging cu foarte mult dispreț, că la ei, la emisiunile lor despre parlament, nu se uită nici dracu și la nimicuri se uită milioane de oameni. Asta i-am avut de zis, asta a fost părerea mea. Ce o să faci pe 15 și 16 la Festivalul Științei? Practic eu la Festivalul Științei voi fi la zona Tech, la PC Garage și acolo o să am ocazia să mă joc, cred, cu cele mai noi tehnologii apărute, VR și tot felul de nebunii, și să vă văd pe voi și să stau acolo, Cileanu, vă întâlnesc pe voi, stăm vloggerii, mai facem câteva colaborări și... Ideea oricum, ideea e să ne distrăm, nu e ceva fix, e vorba să ne distrăm și să vedem tot felul de chestii de știință și ce mai e pe acolo, o să mai fie, știu, Mariposa, o să fie la DIY, o să facă ea ceva pe acolo, Eugen de la Orange Blue o să fie la robotică și acolo o să se construiască roboți. Și da, chestii foarte, foarte interesante o să fie și vă recomand să veniți pentru că intrarea este liberă și aveți tot weekendul la dispoziție să veniți de la ora 12 la ora 8. Sunt 16 ore în timpul weekendului în care puteți să veniți, deci măcar o oră dacă treceți să vedeți toți vloggerii și să plecați, puteți să o faceți. Plus că nu costă nimic. A, da, și am văzut multe întrebări. Nu o să fie ca la Umit, deoarece o să fie pe tot etajul 1 al mallului Promenada. Nu o să fie într-o cameră, o să fie pe tot etajul mallului. Îți place ceea ce faci? Dacă te referi la YouTube, da, îmi place. Nu-mi place când unele videouri sunt destul de underrated și nu primesc același rating cum primeam înainte. Nu înțeleg de ce s-a întâmplat asta. Adevărul e că am fost și eu inactiv, dar o să încerc să postez mai mult și poate o să revin activitatea. Vei face o serie cu Mafia 3? Da, am un episod deja postat care a fost un live, care a fost un mare fail,
Dar s-ar putea să mai postez încă un episod să vedem dacă vă place. Totuși, mi se pare că în 5 episoade Maxim Fiind a terminat jocul. Dar să faci episoade de 2 ore jumate, pe bune, nu știu, vedem. Îți place modul de joc de Journey? Da, ideea e interesantă, dar nu mi-am luat FIFA 17 pentru că nu mi s-a părut că are vreun sens să-mi iau. Plus că dacă făceam o serie de The Journey, nimeni nu se mai uita pentru că Ovi deja a terminat seria de The Journey și chiar nu mi se pare că mai are rost să fac și eu încă o serie. Ce părere ai despre iPhone 7? Deci îmi place atât de mult iPhone 7 încât mi-am luat Galaxy S7. Da, nu, mi se pare că au dat un mare fail cu chestia de jack de căști, pentru că în primul rând nu pot să, de exemplu, am jack de căști la mașină și vreau să-mi încarc telefonul în timp ce merg cu mașina. Nu pot să ascult muzică. Vreau să ascult muzică în pat, mai am puțină baterie, dar vreau să ascult la căști. Nu am headphone jack. Nasol. Înțeleg. Poți să-ți pui adaptorul la mic la capătul căștilor tale. Dar să zicem, îți suiți căștile acasă și vrei să împrumuți, nu poți. Era și mai scump decât ăsta. Nu mi se părea că făcea nimic în plus. Și cam atât, am vrut să încerc și Android și ăsta mai are și NFC. Dacă ar fi să alegi între i7 6700K și GTX 1080, ce ai alege? Păi nu știu că le am pe ambele, adică... A, stai! Mulți dintre voi nu știu că mi-am luat calculator, chiar dacă v-am zis de vreo 3 ori. Astea-s monitoarele. Și componentele, cred că o să le las în descriere. Sau un link de la PC Garage sau ceva de genul. Deci acum să nu mă mai întrebați când îți iei calculator, pentru că mi-am luat. Mi-am luat în iulie. Vei face un setup tour? Da, mă gândeam, doar că setup-ul meu nu e gata, trebuie să-i mai fac cable management pentru că e groaznic. Și vreau să-mi iau un stativ de ăla care îmi ține ambele monitoare, pentru că ele stau pe standul lor original și ocupă foarte mult spațiu și arată nașpa. Nu cred că apar un video. Hai să vă dau un sfat ăstora care tot vă plângeți că nu veți apărea în video. Dacă vreți să apăreți în video la orice YouTuber, trebuie să aveți o întrebare cu sens, nu câți ani ai, care e materia ta preferată, ce-ți mai face câinele. Dacă ai o întrebare serioasă, s-ar putea să apari la un YouTuber în video, nu trebuie să te plângi că nu apari. Da, v-am dat un sfat la toți. Ai vrea să primești un hoverboard cadou? Să primesc unul, da, de ce nu, dar să-mi cumpăr unul în niciun caz, mi se pare extrem de inutil, sincer, pentru că nu poți face nimic cu el. E foarte greu, se duce bateria imediat și nu e mare diferență, mai bine mi-au o bicicletă de banii ăștia. Când îți schimbi și tu setup-ul? Nu am de ce, pentru că i7 6700K și GTX 1080 și nu prea au de ce să le schimb acum, adică, da. O să-ți iei ochelari de realitate virtuală? Bă, nu știu, nu prea cred. Destul de scumpi. S-ar putea să încerc o pereche la Festivalul Științei. Și dacă îmi plac foarte tare, poate, dacă nu, nu. Cu ce cameră filmez vlogurile? Uite, cu camera asta, e un Canon 600D cu un obiectiv 10-18 și un microfon Rode. Ce cameră de vlog îmi recomanzi? Aici e destul de greu, pentru că depinde de buget. Pentru vloggeri, recomand Canon G7X Mark 1 sau 2, depinde cât vă ține bugetul. Sau un DSLR, e foarte ok. Pentru că e destul de modular, poți să-i schimbi obiective, microfoane, poți să-i pui tot felul de chestii. Și, de exemplu, dacă ai un arsenal întreg de obiective, poți doar să schimbi body-ul, știi? Adică, practic, aparatul fără obiectiv. Dar așa, pentru vloguri casual, un Canon G7X e foarte ok, pentru că e ușor și micuț. Sau dacă ai ceva mai mulți bani și vrei să faci un upgrade destul de mare pe viitor, un DSLR. Pentru început îți pot recomanda un Canon 700D. Cred că ăsta e ultimul care se face acum. Eu am 600D, dar nu mai e în fabricație. Și astea au fost întrebările. Deci da, cam asta și cu acest episod. Aș aprecia foarte mult dacă mi-ați da un follow pe Facebook și pe Instagram. Aveți linkurile în descriere. Cam asta și cu acest episod. Eu am fost Gami, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!